Mă îngrijorează puțin creșterea dobânzilor accelerat, pentru că o creștere a dobânzilor fără să ai reducerea deficitului va antrena o spirală inflaționistă care poate să ducă la o criză economică de proporții. Nu știu de ce este domnul președinte Câțu atât de îngrijorat. În momentul acesta dobânzile s-au stabilizat, sunt chiar mai mici decât în noiembrie. Am spus doar că sunt îngrijorat de direcția în care mergem și agenția Fitch este îngrijorată. Încrederea investitorilor există. Apetitul investitorilor și pentru titlurile de stat interne, dar și pentru bondurile externe, este foarte ridicat. Nu există nici riscul de recesiune. Am auzit tot felul de afirmații. Aș vrea să vă aduc aminte că nu am pomenit niciodată femei sau recesiune. Este un semnal îngrijorător din partea unui ministru să menționeze astfel de lucruri. Atunci când deja vorbești de recesiune, de exemplu, în piața financiară, se spune că deja suntem în recesiune. Rata inflației este cu mult peste ținta pe care și-a asumat-o Banca Centrală. Inflația cu care ne confruntăm și lăsată poate de cei care au fost înaintea noastră. Când am plecat la guvernare, deficitul bugetar era de 4%. Dacă în ultima lună rămâneam la guvernare, nu cred că mergea mai mare deficit de 5%. Nu l-a lăsat un deficit de 4%, a lăsat un deficit de 4,7%. Ne-ar fi plăcut și noi să avem un deficit de 5%. Dar ce făceam? Nu plăteam salariile și pensii, nu plăteam salariile din sănătate? Dacă mă uit la costul pe care îl plătim la dobânzi în fiecare lună mai mare, am fi avut bani acolo și pentru compensări de facturi, și pentru mări de salarii, și pentru adăugare de alocații. În acesta am bugetat un plus de 2 miliarde de lei. Dar să nu uitați că în ultimii 2 ani România a împrumutat 57 de miliarde de euro. Acei 57 de miliarde de euro sunt purtători de dobânzi.